Salutare tuturor, Emil aici de la Electro Profesional. Ca să-mi dau și eu geaca asta jos, că abia am ajuns la casa. Ok, avem jucării noi de la Sesto. Hai să vedem ce am mai cumpărat. Hai să deschidem cutiuța. Ce am alergat azi după curier. Ăștia niciodată nu găsesc adresa corect. Sau te sună cu 2 minute înainte și tu cine știe pe unde ești plecat. Cum sunt eu toată ziua pe intervenții, numai acasă nu stau. Să vedem ce avem. Avem un suport pentru biți. Încă un suport pentru biți, pentru că am prin ghiozdan o grămadă de biți aruncați care n-am unde să-i pun, că nu mai încap în geantă. Avem un patent pentru pini de la Viha. Am mai avut situații când am fost nevoit să pun pini sub tensiune, iar cu sertizoarele normale nu prea poți să pui pini sub tensiune, așa că de multe ori e bine să ai un astfel de patent. Uneori mai pun chiar și papuci, fără izolație, îi pot strânge costa până la 10 mm, să nu mai folosesc presa. Credeți-mă, e super bun și merită toți banii patentul ăsta. Nu mai zic că în mână stă senzațional și este făcut dintr-un material extrem de dur. Adică n-ai nicio treabă. Nu ruginește, nu se întâmplă nimic. Așa, pe micuțul ăsta l-am pierdut eu la o clientă, am aflat la cine și o să merg sâmbătă să-l iau pentru că trebuie să-i schimb și tabloul. Este, cred că, cel mai utilizat patent pentru că ăsta îl utilizez atunci când intru prin doze să trag de conductor și așa mai departe. Și dacă tot am comandat unul nou, am zis să luăm și unul cu ciocul îndoit. Pentru că în unele situații ai o gaură, nu vezi dacă bagi patentul sau așa, și cu ăsta de multe ori ești salvat. Foarte bune. Îmi plac maxim patenții de la Viha. Am comandat 2 biți SLPZ1. Ăștia se rup cel mai des. Deci e nenorocire cu ei. Facturica și avem un set de șurubelnițe de la Vera. Genul ăsta de șurubelnițe au fost primele mele șurubelnițe pe care le-am cumpărat. Stai că nici nu știu, sunt atât de obosit că nu mai știu nici cum să deschid cutia. Astea sunt 7 piese. Evident slim. Avem una dreaptă de 4 mm. Avem încă una dreaptă de 3,5 mm. Avem un SLPZ1. Da, se vede. Oricum nu mă mai ține mult bateria. Avem un PH1. Avem un o șurubelniță dreaptă de 5,5 mm, un PH2, mie sincer îmi place mai mult mânerul ăsta decât al celor de la Viha, ca și priza, acum nu știu altora cum le place, și cea mai importantă șurubelniță a electricianului, SLPZ2, evident. Și se pare că avem și un sticker. Interesting. Bun, asta e cu șurubelnițele. O să dăm la o parte cutiuța. Și mai avem o jucărie. Păi ce, numai Ștefan să-și ia? A furat startul, dar n-am aflat eu de el, că îl furam eu înainte. Cum l-am văzut, l-am și comandat. Nu vreți să știți
cu celălalt sertizor, ce probleme am. Vă explic și de ce. Celălalt sertizor, ca să sertizezi un pin, trebuie să-l bagi și să introduci pinul prin lateral. Chestie care mie nu-mi place. De multe ori am conductorul scurt, nu pot să nu încape sertizorul, să-i pun pinul. Motiv pentru care am optat pentru varianta asta, la care pot sertiza pinul prin capăt. Se acceptă și pe industrial, deoarece are sertizare cu 4 laturi. Nu știu exact ce se reglează de aici, dar o să aflu după ce o să citim fișa tehnică. Ok, îmi place super mult. Ăsta îl va suplimenta pe celălalt la nevoie. Am înțeles că pentru asta este. Chestiile astea cred că se schimbă. Corectați-mă dacă greșesc. Very interesting. Deci, practic, uitați-vă cum este făcut. Nu are ce să se strice la el. Efectiv. Merită fiecare leu. Nu este tocmai ieftin, dar credeți-mă că merită bani. Da, cred că nu l-am introdus eu corect. Da. Ne prindem urechile. Asta e. Așa. Acum este introdus corect. Da, very interesting jucăria. Îmi place maxim. Abia o așteptam. Da, și cam astea sunt chestiile noi. Mulțumim, Sesto, pentru calitatea oferită. Am întâlnit de multe ori scule fake din alte locații. Sesto este o sursă de unde puteți cumpăra scule profesionale, originale, garantat. Deci vi recomand, dacă vreți scule pentru electricieni, la Sesto găsiți orice aveți nevoie. Acestea fiind spuse, până una alta, ne vedem la filmulețul următor.